și-a descoperit marea pasiune când se uita la Mickey Mouse. La 16 ani, o româncă visează la o medalie olimpică la patinaj. Ea se antrenează în Rusia, pentru că în România nu prea are unde. Ingrid Pricop a pus pentru prima oară patinele în picioare la 7 ani. De atunci, patinoarul a devenit a doua ei casă. Povestea a început după ce fata a văzut un desen animat. L-am văzut pe Mickey patinând. Am zis că, gata. De acolo, trebuie și eu, până am ajuns de Crăciun, să primesc niște patine roz, cu griji, niște șireturi cu sclipici. M-am îndrăgostit de ele. Ingrid s-a umplut de medalii de aur și în țară, dar și în afară. Ca să ajungă la antrenamentele din România, ea se trezește la 5:30 dimineața. Se poate antrena numai 2 ore pe zi, de la 7:30, când are patinoarul la dispoziție. Visul oricărui sportiv ar fi să ajungă la Olimpiadă. În România e greu să găsești un patinoar, așa că Ingrid merge și la Moscova să se antreneze. În 2 săptămâni cât am stat, acum ultima dată am progresat cât în 2 ani. Pentru ei, patinajul este viață. Cel mai tare show pe gheață din lume vine pentru prima dată în România. Dancing on Ice, Visând 2, va fi în curând la Antena 1.